Octombrie 2021 a fost luna în care, atât la nivelul întregii țări, cât și în județul Hunedoara, s-a înregistrat cel mai mare spor natural negativ al populației în perioada pandemică. Practic, s-au înregistrat cu de 4 ori mai multe decese decât copii născuți vii, așa cum reiese din datele oficiale publicate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara. Mai exact, la aproape 1000 de decese s-au înregistrat ceva mai mult de 200 de nașteri. Cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei înregistrat în România a fost în luna octombrie 2021. Numărul persoanelor decedate a fost de aproape 3 ori mai mare decât cel al născuților, înregistrându-se astfel cel mai redus spor natural din ultimele 20 de luni. Și județul Hunedoara a înregistrat în luna octombrie 2021 cel mai mare număr de persoane decedate de la începutul pandemiei, și anume 936, iar numărul născuților a fost de doar 223. Așadar, un spor natural negativ de 713 persoane. Au decedat de 4 ori mai multe persoane decât s-au născut în luna octombrie 2021 în județul Hunedoara. Situația s-a mai îmbunătățit spre finele anului trecut, decembrie fiind ultima lună analizată de statisticieni, dar sporul natural a rămas în continuare negativ în județul Hunedoara. În luna decembrie 2021, mișcarea naturală a populației în județul Hunedoara se prezintă astfel: născuți vii 272, decese 648, așadar un spor natural negativ de 376 de persoane. În februarie 2020, ultima lună dinainte de intrarea în pandemie, s-au înregistrat 249 de nașteri, relativ similar cu octombrie 2021, și 537 de decese, adică aproape la jumătate în comparație cu cele întâlnite în octombrie 2021. În ceea ce privește sporul natural, care a fost negativ în ambele perioade, în februarie 2020 acesta era de 288 de persoane, iar în octombrie anul trecut de 713.